Superliga vă este oferită de Superbet. Aici iese rău portarul oaspeților, încă un dribling și Garita face 3-0. Antal, pasă bună a lui Antal, Scufet. Deac minge pentru Debeliuc, se face 2-1 CFR. Bordeanu acoperă zona, păță de Camora, pasă greșită și ce ocazie, este gol pentru Mioveni, marcat de Rusu, pasă greșită lui Bordeanu. Și o nesincronizare, o pasă dată de Negru. Și iată aici, pasă ușor comică. Este surprins Robert Popa de o pasă imprecisă. Mingea părea să se ducă cât de cât bine acolo pentru Florin Ilie. Faul în atac și cartonaș galben. Atenție, atenție că asta este o fază. Eu presim că se va duce să vadă. Este cartonaș roșu pentru Filip. Nici s-a mai dus să vadă. Reușește pentru momentul Ancea să-l oprească, Hefte pasează la Camora. E corner. Dă și peste picior, dă și în minge. Complicat. Penalti. Vinclu, 3-1. Se pregătește să execute Florescu, bate tare. Bate și apără Eli Fernandez. Alunecă, trimite peste bară. Bomba lui Ovidiu Popescu. Grameni! Minge respinsă în bară. Se ratează Torje. Atenție la această fază cu o minge care e trimisă cu capul alături de la un metru, cred, de Iani Stoica. Acolo nu e nimeni. E așa ratare. J.
Centrarea n-arată rău, 3-2, ce gol marchează Rusu. Ce centrare dă Antal. Centrarea lui Rață și Nemes. Bate Aganovici. Mult mai bună centrarea și se înscrie, este 1-1. Tudorie trimite în vinclu. Centrare de Beriuc, plonjează și respinge Croitoru. Negru, bună centrare! Și prinde în doi timp Târnovanu, intervenția absolut eroică. Reflex excelent al lui Târnovanu. Bine, bine iese FCSB și pasă pentru Ianis, care scapă. Ianis Stoica, centrarea lui Ianis Stoica. Nu reușește să lovească mingea corect. Coman rămâne însă la minge și boxează Popa. Frumos. Posibilitate pentru Huygenbart. Bausa apără extraordinar Târnovanu. Văluie Cordea și minge în transversală. Florinel Coman. Și Fent aici în fața lui Ștefan. Vine șutul la poartă, bară! Acolo este minge trimisă cu capul rău. De Beriuc încearcă să se desprindă din marcaj. Mingea lovește bara. Superliga vă este oferită de Superbet.